Salariile micșorate și creditele greu de plătit i-au trimis pe români să ceară ajutor la băncile la care s-au împrumutat. Restructurarea creditelor a devenit o prioritate pentru ei, iar băncile, decât să numere restanțierii, preferă să lungească perioada de rambursare. Simonei s-a redus salariul cu 20% în ultimele luni. Rata pentru creditul de nevoi personale a devenit cea mai mare grijă a ei. M-am dus la bancă, am cerut o reeșalonare a creditului. Mi s-a zis că la sfârșitul perioadei voi achita o sumă mai mare decât cea inițială și că va trebui să achit și un comision băncii. Va cere băncii prelungirea creditului cu 2 ani și pentru asta va plăti în plus. De exemplu, în cazul unui credit de 20.000 de euro luat pentru 5 ani și deja achitat pe jumătate, reeșalonarea lui pe încă 3 ani aduce rate mai mici, dar crește suma care trebuie rambursată la 32.000 de euro. În plus, pentru acordarea reeșalonării, unele bănci percep și comisioane de 1% din valoarea creditului. Mai există și varianta ca banca să nu ceară decât plata lunară a dobânzii, cel mult 6 luni. În orice condiții se face restructurarea pentru mulți împrumutați este o soluție ca să poată plăti. Există chiar foarte multe cereri care vin pe partea aceasta de rescadențare. Dar nu oricine poate apela la reeșalonare. Un client are un credit cu o durată rămasă de 10 ani, iar banca acordă credite de acel tip pe o durată de maxim 10 ani, atunci nu se poate face o reeșalonare. Valoarea creditelor cu restanțele cel puțin o zi a crescut în februarie cu 5% la 17,56 miliarde de lei și reprezintă aproape 9% din totalul împrumuturilor. E mai mare creșterea în cazul creditelor în valută.